ați venit aici. Câteva cuvinte vă spun. Am venit ca om. În primul rând, ca om. Vreau să mi se întipărească foarte bine în memoria acest loc. Am simțit nevoia să văd personal locul desfășurării evenimentelor. Simt nevoia să mi se întipărească în memorie, să-mi amintesc întotdeauna care este datoria mea de funcționar public. Și care este această datorie? De a fi orientat spre cetățean. Este tragic ce s-a întâmplat. Cuvintele sunt de prisos. Întreaga mea compasiune către familiile victimelor. Eu am încredere în instituțiile statului, am încredere în organele de cercetare penală ale DIICOT, am încredere în justiție. Serios? Am încredere în justiție, da, pentru că în toate domeniile, să știți, lucrează oameni extrem de profesioniști și de bine pregătiți. Ca prefect, ce pot să vă spun? Avem datoria de a identifica ce nu a mers bine în acest lanț al acțiunilor pentru a lua cele mai bune decizii în viitor. Atât pot să vă spun. Ce ați făcut? Să schimbați? Adică ce măsuri ați putea să luați? Adică concret v-ați gândit să începeți de undeva, punctual? M-am gândit, gândit de ieri, din prima zi. De ieri da? V-ați gândit târziu, doamnă. Haideți să vedem. Bun, nu aș vrea să intrăm în asemenea discuție. Și ce ați făcut? Ați adus o coroană sau ce am aici? A fost o decizie de moment, nu eram pregătită. A fost o venire intempestivă. Îmi cer scuze, nu pot să vorbesc mai mult. Haideți să vorbim de măsuri. O primă măsură, acum, prima care a trebuit luată. Nu vreau să intrăm în asemenea discuții. Aș putea să vă recit pe de rost atribuțiile prefectului. Nu vreau să intru în asemenea discuții. Pot să demonstrez prin fapte. Ne-ați spus că vreți să luați măsuri și ne gândeam că poate ne spuneți. În viitor. Dacă v-ați gândit concret în viitor. La ceva. Da, ce s-ar suntem da? Factorii de decizie. Noi suntem factorii păi da, de decizie. De undeva. Vom analiza. Da? Vom analiza. Avem nevoie. Am identificat cel puțin 5 locații. Aici, în apropiere, unde există camere de la vedere și de pe 14 aprilie, de la dispariția... Nu sunt organ de cercetare penală. Sunteți reprezentantul executivului în teritoriu, aveți anumite atribuții. Nu sunt organ de cercetare penală. Nu sunteți organ de cercetare penală, dar sunteți reprezentantul executivului în teritoriu. Corect. Atribuțiile noastre sunt foarte clar stabilite de lege. Corect. Ați făcut vreo masă rotundă cu specialiștii care se ocupă de acest caz. Întâlnirile operative au fost bun, tot și timpul. Ce se întâmplă? Da. Că eu am fost la cele 5 locații. Nu s-a dus nimeni să ia înregistrările. Unele dintre ele s-au șters, le puteți recupera. Sunt justificate. Toate întrebările, toate nedumeririle, toate durerile, toată furia, toată neputința sunt justificate. Atât am să vă spun și vă rog să mă înțelegeți. Sunt în a treia zi de mandat. Nu este o scuză, nu este o justificare. Urmează să arăt ce pot. Atât pot să vă spun. Cum spuneam, mi s-a întipărit în memorie. Da. Am simțit nevoia să mi se întipărească pe retină în memorie. Ați adus memorie. V-am răspuns mai devreme la această întrebare. În aceste ședințe operative. În cele 3 zile, spuneți-mi, v-ați făcut o idee, a fost prefectura informată cu tot ce se întâmpla aici, poliția... Urmează să aflați, urmează să aflați. Corpul de control al Ministrului Afacerilor Interne a desfășurat un control la instituția prefectului. Veți afla în timp util toate informațiile vor doamna fi prefect, comunicate. Fără să vă reproșem nu, e foarte nimic. Important. Prefectul a știut despre ce se întâmpla aici, a fost informat de către face obiectul unui control, unui raport de control despre și urmează să fiți, urmează să fost se comunice. Informat, fără să vi se reproșeze nimic. Din datele pe care le aveți, s-au mai continuat scotociurile în zonă? Pentru că am avut surpriza ca ieri, să aflăm că s-a găsit telefonul fetei aici în parc. Dumneavoastră sunteți aici prezenți. Cred că ați observat desfășurarea masivă de forțe. Sunt eforturi conjugate ale tuturor autorităților. Haideți. S-au scotocit.